Reabilitată recent, strada Transilvaniei din municipiul Buzău poate intra ușor în cartea recordurilor drept artera rutieră unde se produc cele mai multe ilegalități. Drumul a fost modernizat, iar constructorul a marcat linie dublă continuă pe un tronson lung de 1,5 km între două sensuri giratorii, chiar și în dreptul a 6 intersecții cu străzi adiacente. Șoferii se fac însă că nu văd linia continuă pentru a vira la stânga. Na, până și jandarmeria. Era linie întreruptă înainte. Da, dar acum dacă a făcut, mașinii tot așa, ca înainte. Poliția rutieră Buzău a explicat că încă din faza documentației noile marcaje au fost respinse, însă ele au fost trasate de muncitori cu câteva zile înainte de a afla răspunsul. Deoarece nu sunt avizate, linia continuă de pe Transilvaniei nu are niciun efect, astfel că polițiștii nu pot aplica sancțiuni în cazul în care șoferii nu le respectă. În urma analizării documentației tehnice privind reabilitarea străzilor Transilvaniei, Unirii și Alea Industriilor, Serviciul Rutier Buzău a înaintat un aviz negativ primăriei municipiului Buzău în ceea ce privește modul de sistematizare pe aceste artere. Deocamdată șoferii au dezlegare la încălcarea liniei continue, însă ei se tem că minunea nu poate dura la nesfârșit și oricând pot fi opriți în trafic și sancționați. Păi era mai bine că aveam cum să facem, să mergem și noi stânga-dreapta, acum e foarte greu. Deci acum sunteți obligați să... Suntem obligați să facem ilegalități. Dar cât crezi că o să mai dureze așa? Nu știu. Deocamdată poliția se face că nu vede. Păi, da, da, noi dacă facem vreo manevră greșită ne amendează. Riscăm, da, dacă ne vede poliția, nu vede și dânsii că nu e... De exemplu, eu duc copiii la școală dimineață, trebuie să mă duc până la bere, să întorc la sensul giratoriu, să o iau, să vin pe partea asta, să mă duc la filatoră, să duc la școală la 12. Deci nu e normal, domne, trebuie să facă ceva. Reprezentanții primăriei Buzău, beneficiarul lucrării de modernizare a străzii Transilvaniei cu bani europeni, spun că este puțin probabil ca marcajul rutier să fie modificat, deoarece s-ar încălca o condiție impusă de Uniunea Europeană în sensul favorizării mersului cu autobuzul și cu bicicleta.